O serie de 11 elevi se află în practică zilele acestea la jandarmeria Telorman. Până pe 26 aprilie, cei 11 viitori subofițeri vor desfășura activități specifice în structurile de pază și protecție instituțională. Începând cu data de 18 martie și până pe data de 26 aprilie anul curent, 11 elevi din cadrul școlii militare de subofițer jandarm Grigore Alexandru Ghica Drăgășani vor desfășura stagiul de practică în cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Telorman sub îndrumarea cadrelor militare cu experiență în domeniul de competență. Elevii jandarmi în practică participă la diverse activități care îi pregătesc pentru viitoarea lor carieră în jandarmerie. Aceste activități pot include instruiri în domeniul aplicării legii, exerciții fizice și tactice pentru a aplica cunoștințele teoretice învățate într-un mediu real. Aceștia au început stagiul de practică în domeniul de pază și protecție instituțională, fiind tot timpul angrenați în activitate de către colegii noștri cu experiență, astfel încât la sfârșitul stagiului să aibă deja formate deprinderile necesare desfășurării activității. Le urăm mult succes și determinare în parcursul lor către cariera în jandarmerie. Stagiul de practică se va încheia cu o evaluare care va reflecta atât modul în care elevii s-au implicat în activitatea de pregătire, cât și experiența dobândită în această perioadă de formare.